Salut, dragele! Mă bucur să vă revăd plin de energie și dornici de a afla lucruri interesante. Știți despre ce vom discuta astăzi? Astăzi mi-am propus să răspund la câteva dintre întrebările voastre. Deci, micii mei exploratori, începem lecția de științe cu subiectul plante decorative de interior. Cum credeți, care dintre plante sunt decorative? Cum le deosebim? Dacă privești în jurul tău, prin glasă, poți observa plante care cresc în ghiveci. Unele sunt verzi, iar altele au flori. Asemenea, plante ai probabil și acasă. Ele se numesc plante de cameră sau plante decorative de interior. Acestea sunt plantate, crescute și îngrijite de om nu doar pentru decor. Ele curăță și împrospătează aerul din încăpere. Unele plante, precum aloia, sunt de leac. Plantele decorative cresc în ghivece cu pământ de diferite dimensiuni, în funcție de rădăcina pe care o dezvoltă. Cum credeți? De ce au nevoie plantele pentru a putea trăi? Condițiile care determină creșterea și răspândirea plantelor decorative sunt aceleași ca și pentru plantele sălbatice sau plantele cultivate. Apă, sol, aer și, nu în ultimul rând, lumină și căldură. Majoritatea plantelor au nevoie de căldură. De aceea, în zonele cu temperaturi scăzute, cresc puține plante. Privește ce s-a întâmplat cu o plantă care a stat iarna lângă geamul deschis. Lumina este necesară în special plantelor verzi, mari sau mici, înflorite sau nu. Datorită luminii, plantele au frunzele verzi. Privește, plantele se îndreaptă spre geam pentru a lua lumina necesară. Plantele decorative folosesc și ele aerul în procesul de respirație. Observă ce s-a întâmplat cu planta ce a stat sub un bol de sticlă. Plantele, ca oricare corp viu, pentru a supraviețui, au nevoie de aer. Privește cum arată o plantă care a stat mai mult timp fără aer. Plantele nu pot supraviețui dacă le lipsești cu desăvârșire apa. Unele plante, de exemplu cactusul, s-au adaptat reușind să rezide cu puțină apă. Va suferi dacă va fi udat prea des sau din abundență. Privește cum arată plantele ce nu au fost udate mai mult timp. Solul, adică pământul în care cresc plantele, are un rol important în dezvoltarea lor. Pietrele pot fi folosite doar pentru decor sau drenaj, colectarea apei. Solul cu mult lut și nisip va împovăra creșterea. Drept dovadă este imaginea. Știți cum trebuie îngrijite plantele decorative? Pentru că nu cresc în mediul lor natural, este necesar să le creăm condiții apropiate de cele care sunt adaptate. Unele au nevoie de raze directe ale soarelui, precum cele din câmpie. Altele necesită un loc mai întunecos, precum în pădure. Unele plante sunt iubitoare de apă, ca și cele ce cresc în preajma bazinelor cu apă. Altele necesită să fie udate mai rar. E bine să știți! În timpul iernii, plantele de cameră trebuie udate mai rar
decât în celelalte anotimpuri. Pentru udatul lor folosim o stropitoare și apă de temperatura camerei. 2. Odată la 2 săptămâni, solul trebuie afânat, ca aerul să pătrundă la rădăcini. 3. E necesar să ștergem praful de pe frunze și să aerisim încăperea. 4. Frunzele uscate trebuie să fie înlăturate și, la recomandarea specialiștilor, folosim îngrășăminte. Dragi elevi, discutați cu părinții sau învățătoarea voastră despre plantele pe care le aveți acasă sau în clasă. Aflați cum se numesc ele și care sunt condițiile de care au nevoie pentru a se dezvolta. Împărtășiți cele aflate colegilor voștri de clasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă zic pe curând, dragi prieteni!